Una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din județul Botoșani, Mănăstirea Vorona, și-a sărbătorit astăzi hramul. Credincioșii moldoveni au venit să se închine Maicii Domnului, ocrotitoarea așezământului monahal. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a adunat în incinta mănăstirii credincioși care s-au rugat la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După citirea Sfintei Evanghelii, înalt preasfinția sa a spus că viețuirea în rugăciune și pocăință îl aduce pe Hristos în inima noastră. Să mergem spre locurile în care viețuim cu trei gânduri în mod special, iubiți credincioși. Primul gând, că nu avem în cer și pe pământ un ajutor mai mare decât rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu. În al doilea rând, conștientizarea că nașterea de prunci este taina cea binecuvântată pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, căci nu este un lucru mai minunat decât purtarea în pântece a unui prunc, nașterea lui și creșterea lui în frică de Dumnezeu, dragoste de neam și rușine de oameni. Și în al treilea rând, adevărul că faptele noastre pot să-L nască pe Hristos în inima oamenilor sau pot să-L alunge pe Hristos din inima oamenilor. Să-L rugăm pe Dumnezeu să facem alegerea cea bună, ca viețuirea noastră în rugăciune și pocăință să-L aducă pe Hristos în noi și în lume. Rugăciunile preasfintei născătoarei de Dumnezeu sunt într-un mare ajutor pentru această mare taină a prezenței lui Hristos în inima noastră, în inima celor din jurul nostru, în inima și în sufletul lumii. În cadrul slujbei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a hirotonit un diacon. Mănăstirea Vorona datează din secolul al XVII-lea, când mai mulți călugări au ridicat în acest loc o biserică de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului.